Un tânăr a intrat în apele râului Timiș și de atunci este de negăsit. Acesta a intrat în apă pentru a nota, însă a fost luat de curenți. Martorii au alertat autoritățile și au început căutările. Au fost alertate toate subunitățile de intervenție ale inspectoratului și la fața locului intervin în misiunea de căutare salvare 19 pompieri cu 8 bărci, precum și echipajul de scafandri și un echipaj smurd, transmit reprezentanții sub Timiș. Polițiștii timișeni s-au deplasat la fața locului în sprijinul pompierilor. Polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr ar fi intrat în râul. Timiș cu intenția de a nota, iar ulterior ar fi fost luat de curenți, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde, împreună cu pompierii, efectuează verificări în vederea depistării persoanei în cauză, transmit reprezentanții IPJ Timiș.